Rezultatele finale înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar au fost afișate miercuri. În Prahova, doar 5 candidați au reușit să-și mărească notele peste 7 și să poată concura acum pe posturile titularizabile. În urma contestațiilor, în Prahova 146 de lucrări au fost recolectate, 77 dintre ele au primit note mai mari, iar 64 mai mici. În cazul a 5 lucrări, notele nu s-au modificat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Prahova, nu au fost diferențe mari de note, decât cu câteva excepții. De exemplu, o lucrare a unei învățătoare a fost notată inițial cu 6,90 și după contestație a obținut 8,20. Asta în timp ce un candidat pentru un post de consilier școlar a luat nota 5, iar după recorectare doar 3,85. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare va fi realizată în ședințele publice de repartizare organizate de inspectoratele școlare în zilele de 27 și 28 iulie.